Grigore Vieru, poetul limbii române, al mamei, al patriei și al eternității, ar fi împlinit mâine 85 de ani. Cu respect și recunoștință pentru acest mare patriot și om al slovelor, rude colegi de condei, oameni de cultură și copii care au crescut pe versurile lui, au venit să-i aducă un omagiu prin cântec și poezie la Biblioteca Națională a Republicii Moldova. La Biblioteca Națională a Republicii Moldova, locul unde este păstrată colecția vastă a operelor lui Grigore Vieru, a fost organizată o expoziție aniversară dedicată poetului. În Biblioteca Națională este toată opera lui Grigore Vieru, tot ce s-a scris despre Grigore Vieru, atât în română cât și în alte limbi. Soția și fiul regretatului poet au depănat amintiri și au evocat cu dragoste povețele lui. Să vă spun câteva cuvinte despre marele poet Grigore Vieru. El spunea în felul acesta că când eu am fost mic, îmi spunea mic, când eram mic, am fost flămând, fiindcă el când s-a născut avea numai o jumătate de an și tatăl lui a murit și a rămas numai cu mama singură și i-a fost foarte greu. Ce poveți mi-a dat tata? Tu, fiule, prea sus nu te înălța, te vor spânzura. Prea jos nu te apleca, te vor călca. Scriitorul Iulian Filip spune că Grigore Vieru este un creator iubit și respectat de cititorii de toate vârstele. Vieru poate ca să te admite în universul lui pe orice portiță. E important că noi întredeschidem o portiță, ori alta, în lumea, în univers complex al lui Grigore Vieru, pentru că e o portiță toată în floare, cea pentru copii, pentru că a debutat extraordinar de frumos, cu 10 cărți pentru copii, pe urmă a venit pentru cei mari. Elevii de la Liceul Teoretic Mircea Eliade din Chișinău au venit să-i aducă un omagiu lui Grigore Vieru printr-un spectacol poetic. Mulți dintre ei își amintesc cu drag de abecedarul Albinuța, care le-a colorat copilăria. Și plânseră de bucurie când aflară că sunt cuvinte românești și pot să cânte. Designerul Corina Hamurac mărturisește că a avut marele noroc să-l întâlnească pe poet într-o călătorie spre București. O poezie recitată de Vieru a inspirat-o să creeze o piesă vestimentară specială. Am avut onoarea și norocul să-mi citească o poezie și acum țin minte amintiri oricum frumoase, oricum eterne, cu care mă mândresc. Și am reușit să transpun, să creez oricum aceste amintiri prin piesa vestimentară care astăzi o vedeți aici. Am reușit să pictăm mâna lui Mihai Eminescu, cum l-a luat în eternitate pe Grigore Vieru. Expoziția intitulată Grigore Vieru, poetul secolului grăbit, cuprinde peste 150 de documente, cărți, fotografii și manuscrise din colecțiile bibliotecii și ale Agenției Naționale Arhivelor și poate fi vizitată la Biblioteca Națională până pe 31 martie.